Am să vă invit și pe dumneavoastră să vă ridicați. Înțelegem prin această ridicare o anumită solemnitate în raport cu cuvântul Scripturilor și fie ca atunci când ne ridicăm în picioare să avem nu numai trupurile sus, ci să avem și inimile sus. O frumoasă vorbă de mult zice, sus să avem inimile. Deschideți, iubiții mei, haideți să urmărim Iov, capitolul 42, primele 6 versete. Iov 42, 1-6. Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi. Te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Amin. Să ne așezăm. Iov este între personajele Scripturii un monument de suferință. Iar cartea lui este o reflecție profundă, aproape abisală, asupra suferinței. Cartea lui, dragii mei, este să iei un subiect atât de mare și de universal, că doar bine spunea psalmistul în altă parte că omul se naște ca să sufere, precum săgeata ca să zboare. Ei bine, dragii mei, iată cum cartea aceasta întoarce suferința pe toate părțile și ne oferă perspective multiple, adânci, provocatoare, asupra unui subiect cu care ne întâlnim cu toți în viață, mai devreme sau mai târziu, dar de obicei mai devreme decât credem. Cartea Iov se împarte în trei părți, iubiții mei, părți inegale. Prima și a treia sunt foarte scurte, în vreme ce a doua este asimetric de lungă. Prima parte a cărții Iov se numește prolog, sau o numim prolog, adică prologos, un fel de cuvânt înainte, și prologul este în capitolul 1 și capitolul 2. Primele două capitole sunt prolog. După cum știți, din lectura cărții, acolo avem întâlnirea din cer, avem acel dialog cu Satan, avem momentul în care Domnul se laudă cu cineva de pe pământ, pe nume Iov. Și mai știți de asemenea că Satan, într-un anumit fel, îl cere pe Iov din mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu îl dă cu acea interdicție, însă să nu te atingi de sufletul lui, de viața lui, iar apoi vin toate nenorocirile peste Iov, să le recapitulăm. Își pierde averile, își pierde copiii, 10 copii, 7 băieți și 3 fete, apoi își pierde sănătatea, probabil printr-un fel de boală contagioasă, poate o boală incurabilă, și pierde cam tot ce se putea pierde, cu demnitate, cu stimă de sine, cu nădejde, cu toate acestea, rămâne numai cu soția care nu se dovedește atunci din cauza durerii de un prea mare ajutor și Iov rămâne singur în mijlocul suferinței. Toate necazurile care au venit peste Iov și care sunt descrise în prolog, să știți că ar fi fost suficient de mari, chiar dacă ar fi venit de-a lungul anilor, adică nu într-o zi, ci în câțiva ani să pierzi toate. Dar vă rog să vedeți drama lui Iov și din perspectiva acestui amănunt. Iov pierde totul și noi adăugăm într-o singură zi.
ceea ce el a obținut nu a fost într-o singură zi, ci a fost în ani. Ani de muncă, de sârguință, de corectitudine, de cumințenie. Ani de credincioșie, ani de inteligență, ani de bunătate și noblețe, ani. Și pierzi într-o zi. Prologul așadar ne oferă teza cărții, adică drama aceasta maximă, aproape cosmică, de care are parte Iov. Apoi avem a doua parte a cărții, care se numește dialog. Vedeți că și formularea ne ajută să le ținem minte. Prolog, apoi dialog. Dialog vine de la o rădăcină grecească, da? Logos înseamnă cuvânt, iar prefixarea cu dialog, adică dialogos, în traducere directă ar fi să punem cuvintele în comun, să împărțim cuvintele. Asta înseamnă dialog. Noi știm ce înseamnă, dar e bine să aflați și etimologic cum ar fi, nu? Să împărțim cuvintele. Adică e ceva de genul ca și cum cuvintele acestei predici le știm cu toții, nu doar eu. Și aleg să nu le spun doar eu, ci pur și simplu să le spunem toți. Și fiecare să spună câte ceva și până la urmă să spunem toate cuvintele. Să punem cuvintele împreună. Ceea ce dumneavoastră veți primi în seara aceasta nu e un dialog, ci este un monolog. Mărturisesc că îmi place mai mult monologul. Dialogul te pune într-o formă de risc, pentru că nu știi cu cine dialoghezi. Și nu-ți trebuie necaz mai mare, numai să fie în dialog cineva care știe mai multe decât tine. Care are o altă experiență de viață. Care spune niște întrebări din acelea pe care n-ai vrea să le auzi, de aceea dialogul e periculos, poate fi fatal. Dar este și o altă formă de risc, să dialoghezi cu preopinenți, cu interlocutori care n-au citit cartea despre care se vorbește. Și atunci asta e o altă formă de risc, pentru că tu dialoghezi, dar nu ai... Mă înțelegeți? Avem o criză de semnificant, s-ar zice în semiotică. E bine, cartea Iov în mare parte are mult dialog și dialogul începe în capitolul 3, versetul 1 și continuă până la capitolul 42, versetul 6, unde noi am citit ultima parte. Nu mă deranjează să răsfoiți, să survolați în timp ce prezint toate acestea, nu mă deranjează. Pentru că e o ocazie bună să ne familiarizăm din nou cu cartea. Iar în acest dialog sunt mai multe personaje, în primul rând sunt cei trei prieteni ai lui Iov. Vă rog? Mai încerc o dată fără speranță. Elifaz, Bildad, Tsofar. Elifaz, Bildad și Tsofar, mereu în această ordine, ordinea vârstei, cel mai în vârstă, cel mai tânăr și cel mai și mai tânăr. Aceștia trei ajung la Iov. Și 7 zile rămân muți, rămân perplexi, nu pot să scoată un cuvânt. Pentru că da, știau că Iov, prietenul lor, trece printr-un asemenea necaz, dar când au văzut dimensiunea reală a necazului, au rămas perplexi, pentru că în fața suferinței, cea mai bună vorbă, cel mai bună atitudine, nu este vorbirea, predica, discursul, monologul, ci este tăcerea. Dar după 7 zile au început să vorbească și par de neoprit. Vreau să vă previn că prietenii lui Iov vorbesc în 3 runde. În 3 runde, adică de 3 ori fiecare aproximativ vorbesc. Și la fiecare cuvântare a prietenilor lui Iov, să știți că Iov răspunde. Iov răspunde, iar solicitarea să știți că nu a fost a prietenilor, ci mai degrabă a lui Iov, care se vede nevoit să reacționeze, să răspundă la fiecare intervenție a celor trei prieteni. În fine, după ce aceștia vorbesc și Iov răspunde, undeva pe la capitolul 32, vom reveni la asta, vorbește cineva care n-a fost nominalizat până acum în prolog, care nu apare nominalizat nici măcar în epilog, vorbește cel mai tânăr dintre toți, un tânăr pe nume Elihu, care vorbește câteva capitole. Elihu vorbește mai bine decât toți, ceea ce este o ironie
ascunsă a cărții. Iar după Elihu, să știți că Iov nu mai vorbește. Și după Elihu vorbește cine credeți? Dumnezeu. Iată așadar partea aceasta de dialog de la 3 cu 1 până la 42 cu 6, care adună oameni diferiți, reacții diferite, discursuri diferite, apărări pe care și le ia sau răbufniri pe care le are Iov în suferința lui, în drama lui, în acele deceuri ale lui Iov, ca totul să culmineze cu Dumnezeu, care și el intră în dialogul acesta, am zice uman, pe marginea suferinței. După prolog și dialog, notați vă rog a treia parte, care se numește epilog. Iar epilogul este în 42 cu 7 la 17. 42 cu 7 la 17. În epilog avem, cum bine știți, happy end-ul, în care Domnul îi dă lui Iov înapoi îndoit, adică îi dă de două ori, cu o singură excepție, nu-i dă 20 de copii, asta e singura excepție, animale îi dă de două ori, dar prunci îi dă numai exact cât a avut. Adică îi dă tot 10, tot 7 băieți și 3 fete, pentru că n-ar fi știut ce să facă cu al 11-lea, câte vreme l-a avut și înainte câți? 10. El era un tată de 10 copii. Și el primește numărul. În rest, totul se dublează. Totul. Dacă vă întrebați cumva vreodată cum i le-a dat Dumnezeu pe toate acelea, că doar n-au plouat acelea din cer, mă înțelegeți, animalele acelea, turnele acelea, atunci sigur că veți găsi răspunsul tot în epilog, dacă vă uitați cu atenție, pentru că prietenii lui Iov, mai mulți prieteni și rudeniile lui, au venit în cele din urmă la Iov ca să-l mângâie și să se bucure cumva de el, de izbăvirea pe care i-o dădea Domnul, și au adus fiecare câte un dar consistent, subliniez consistent, de boieri, de oameni cu stare, cu dare, și sigur că atunci Iov a adunat din acele daruri foarte mult bănet, un tezaur important cu care a putut să-și cumpere, și după ce a terminat de cheltuit toți banii și a dat seama, acum nu am cât am avut, ce am cum? Dublu. Deci n-au căzut din cer, că Dumnezeu prin oameni lucrează. Ați văzut câte aminuri am cules eu acum? Prin oameni lucrează. O, de-am fi și noi oamenii aceia prin care să lucreze Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să fim acolo. E bine, iubiții mei, îngăduiți-mi, după ce am prezentat întreaga carte, în acest survol, să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj doar din partea de dialog, oricum suficient de lungă, pe care să-l intitulăm Întâlnirile vieții. Întâlnirile vieții. Iov, așa cum voi încerca să arăt, are parte de trei întâlniri care sunt cumva într-o ascensiune, într-un urcuș. Sunt trei trepte, dacă vreți, și este de la un nivel inferior mereu spre un nivel superior. Iov trece prin aceste trei întâlniri și întâlnirile lui, am să încerc să arăt asta și sper să vă conving, nu sunt doar ale lui, ci sunt, respectând proporțiile, și ale noastre, a fiecăruia din noi. Ba chiar mi-aș permite să afirm că aceste întâlniri ale vieții, să știți că se desfășoară de-a lungul întregii vieți, nu într-o duminică, nu într-o săptămână, nu într-un sezon, nu într-un an, într-un interval, ci parcă aceste întâlniri au nevoie de viața toată, cu toată bogăția ei de experiențe, cu toate întâmplările din viață. Și aproape îmi vine să zic că aceste trei întâlniri pe care le vom repera în carte, parcă ne ocupă nouă toată viața mentală, spirituală, emoțională, materială, umană, pe toate palierele. Haideți să le luăm pe rând. Prima întâlnire este ceea ce vom numi întâlnirea cu prietenii. Întâlnirea cu prietenii. Cum vă spuneam, dragii mei, cei trei prieteni ai lui Iov se apropie de acesta și încep să vorbească, și așa să vă imaginați că au decurs lucrurile, în timp ce unul vorbea, ceilalți doi se odihneau, reflectau și își pregăteau discursurile. Cum să nu iasă discursuri impecabile câtă vreme ai timp să pregătești și mai ales să nu faci greșelile celui din tâi, celui care vorbește. Deci întotdeauna
așa se observă în fiecare rundă, dacă recitiți cartea, al doilea discurs, al treilea e mai bun decât acelui care începe. Pentru că se întâmpla și aici, aproximativ cum se întâmpla în bisericile pentecostale pe vremuri, acelea în care am crescut eu și alții de aici, în care erau 5 predicatori la o slujbă. Bine, dura vreo 4 ore slujba. Era un maraton. Și erau vreo 5. Erau și mai mulți, dar zicem 5. Și primul era cât de cât original, după care, de la al doilea încolo, zicea, cum a zis fratele dinaintea mea. Eu eram adolescent, mă întrebam, oare oamenii așa ce cred, că noi am uitat ce a zis fratele? Că noi nu uitam, dar nu ne întreba nimeni. Și ară să luăm. Aici e mai interesant. Vă propun să trecem, să survolăm cele 3 runde de dialog dintre prietenii lui Iov și Iov. Prima rundă. Elifaz ia cuvântul, capitolele 4 și 5. Puteți să răsfoiți Scriptura, nu mă deranjează, puteți chiar să urmăriți pe aplicația de pe telefon. Din nou nu mă deranjează, toți folosim tehnologie. Da? Capitolele 4 și 5, așadar, Elifaz ia cuvântul primul, pentru că mereu cel mai în vârstă vorbește primul, iar dacă citiți aceste două capitole, veți ajunge la concluzia la care și specialiștii au ajuns, că avem aici un sfătuitor care își ratează ținta. Adică încearcă el să ajungă undeva, dar nu ajunge până la urmă nicăieri. Adică poate nici el încă nu știe ce vrea să spune. Se întâmplă și la câte un predicator, ați văzut, da? El se trudește un ceas, dar numai nu ajunge. Atunci noi, cum să pricepem? Cumva el ar trebui să aibă o țintă, nu? Retorică, unde... Ăsta este Elifaz la prima intervenție, sfătuitor care nu-și găsește ținta, subiectul. Încearcă, apreciem că încearcă. După el vine răspunsul lui Iov, apoi vine Bildad. Bildad, capitolul 8. Bildad, să știți că se face aici apărătorul dreptății lui Dumnezeu și ceea ce n-a izbutit Elifaz, reușește Bildad, chiar dacă e mai tânăr, că a avut un pic de timp și l-a văzut pe ăsta cum greșește. Prin urmare, să știți că în prima rundă Bildad trece la subiect, iar dacă nu mă credeți în ce vă spun în seara aceasta, vă rog să recitiți cartea, eu mi-ar plăcea să o recitiți, toți o avem, nu? Și veți vedea în capitolul 8 cum acest Bildad apără dreptatea lui Dumnezeu și vorbește cumva peste Iov, peste necazul lui, spunând, auzi Iov, ceva de genul ăsta spune, indiferent ce se întâmplă ție și nouă ne pare rău de tine, până la urmă Dumnezeu este cum? Este drept. Cine n-a auzit discursul ăsta când a trecut printr-un mare necaz? E un discurs cotidian. E la îndemâna oricui, e mintea oricui, e în biserica oricui. Ce Dumnezeu e drept, nu ne îndoim de dreptatea lui Dumnezeu. Apoi îl avem pe Țofar, care vorbește în capitolul 11. Iar Țofar este interpretul căilor lui Dumnezeu în lume. De fapt, Țofar duce subiectul la ultima lui consecință, spunându-i lui Iov, printre altele, sau un subtext, Iov, ce ți se întâmplă ție e doar un caz particular, dar să știi că Dumnezeu în lume, da, în cosmos, în univers, în istorie, să știi că stă mult mai bine decât în raport cu tine. Dumnezeu chiar ține totul în mână și interpretează căile lui Dumnezeu în lume. Într-un fel, Țofar se face un pic filozof, un pic teolog de sistem, arătând că, de fapt, Dumnezeu e mult mai mult decât percepem noi, mai ales când suntem necăjiți. Și se încheie runda întâi. Trecem la runda a doua. Elifaz din nou ia cuvântul în capitolul 15. Ce face Elifaz? În sfârșit își găsește subiectul. Discreditarea înțelepciunii și pedepsirea celor răi. Auziți-l pe Elifaz unde suie. Nu-i zice de-a dreptul lui Iov, Iov, ești un om păcătos dacă ai pățit așa ceva. Nu-i zice de-a dreptul. Numai o ia pe departe, în general, generic, numai bate câte un apropo. Și îi zice la Iov, Iov, eu atâta știu. Tu ești un om minunat, dar eu atâta știu că cine face rău, pățește cum? Și cine face bine, pățește bine. Nu e logic, Iov. Dar nu-i zice de-a dreptul, ați înțeles? Nu-i zice de-a dreptul, tu ești un om rău, numai zice, uite cum merg lucrurile. O să știți că un om
care trece printr-un asemenea necaz, când aude asemenea discurs, e foarte bucuros, mă înțeleg, e foarte încântat să audă așa ceva. Că doar Iov a fost necăjit, bietul de el, dar el n-a fost prost și debil și retardat. Ăsta era un om inteligent, probabil era unul dintre nobilii țării respective. Era un om cu vază, așa spune, cu vază, dar nu puneau pe oricine în frunte. Și tot spune la ăsta că cine face rău va păți rău, dar nu-i spune că e rău, că doar el știe să tragă singur concluzia, că probabil că el e cum? E rău. N-ați vrea să știți cum se apără Iov după capitolul 15, iar dacă ați vrea să știți, citiți 16 și 17. Și să vedeți cum se indignează Iov. Și să vedeți cum spune Iov, cine a fost sărac și eu să nu-i dau? Cine a fost slab și eu să nu-l ajut? Când mi-am oprit ochii asupra unei fete de o frumusețe răpitoare? Când mi-am oprit? Pentru că eu nu mi-am oprit ochii, am luptat cu ochii mei, am pus strajă ochilor mei. Sunt bărbatul unei singure femei, a soției mele. Când copiii mei și-au bătut joc de cineva? Înțelegeți? Și toate acestea le revendică Iov, pentru că vrea să-și apere neprihănirea, o neprihănire care nu stă doar în discursul lui Iov, pentru că ar fi subiectivă, de altfel să nu uităm, cu Iov se lăuda cine? Dumnezeu. Nu uitați asta. După Elifaz urmează Bildad, capitolul 18, unde avem o diatribă despre soarta celor răi. Adică Bildad duce din nou lucrurile mai departe și spune că cei răi pățesc rău și descrie într-un mod plastic, chiar plastic, ce rău pățesc cei răi pentru că au făcut ce? Rău. Deci nu mai pot ieși din spirala asta. Ultimul discurs, runda 2, Țofar, capitolul 20, imaginea grafică a distrugerii celor răi. Știți ce face Țofar aici? Hai să vă spun plastic. Pur și simplu ia creta și zice să desenăm pe tablă. Că dacă nu-i desenat, nu-i științific. Cam tot ce au spus ăștia, el duce mai departe și spune iată ce se întâmplă cu cei răi. Și de fapt Țofar desenează iadul, cum mai zice. Pedeapsa veșnică, plânsul și scrâșnirea dinților. Iar Iov, după fiecare intervenție din runda a doua, se apără, capitole întregi, se apără până la epuizare. Și da, într-adevăr, nu vă ascund că Iov spune lucruri pe care mai târziu credem că le-a regretat. Pentru că un om în necaz, în durere, spune lucruri pe care le regretă mai târziu, mai ales când este, cum a fost el aici? Provocat. Aș spune hărțuit de prieteni. Runda a treia și ultima. Elifaz ia cuvântul din nou, capitolul 22. Și aici Elifaz duce lucrurile un pic mai personal, un pic mai aplicativ și aici face ceva aproape în stil evanghelic. Evanghelistic, am vrut să zic. Dar cam acolo, nu? Evanghelic, evanghelistic. Iov, recunoașteți păcatul? Recunoașteți. Și va fi totul cum? Bine. Cine n-a auzit discursul ăsta? Până la saturare. Cine nu l-a auzit? Că nu mai știm scăpa de el. Recunoașteți păcatul și va fi bine. Iov, îi zice cu subtilitate Elifaz, tu ești mai bun decât noi, de acord, noi apreciem maxim calitățile tale, virtuțile tale, dar poate că ai făcut un păcat și ai uitat de el, nu ți-aduce aminte. Recunoaște păcatele pe care le-ai uitat. Recunoaște. Sau ai făcut păcate în neștiință, da? Niciodată n-ai știut de ele, în neștiință, pentru că nu-i nimeni până la urmă perfect, Iov, nu e nimeni perfect. În neștiință ai păcătuit. Recunoaște-ți păcatul. Dacă îți recunoști păcatul, totul va fi bine. Iar Iov, după capitolul 22, nu recunoaște nimic. Și spune, nu am ce să recunosc. Și în subtext, în apărare, Iov zice, dacă Dumnezeul pe care îl cunosc eu mă pedepsește pentru ceva despre care nu știu, ați văzut, despre care nu știu, că am comis, acela nu e Dumnezeul meu. Iov dă dovadă de o luciditate și de o reacție, de o demnitate maximă, în condițiile în care ăsta umbla după el să facă cu el rugăciunea păcătosului.
spune că ai păcătuit și va fi bine. Noi care știm finalul cărții, Iov nu recunoaște nimic și totuși a fost la urmă cum? Bine. Știu că încep să se clatine multe mituri din mintea noastră, nu? Bildad, capitolul 25. Orice explicație rațională este imposibilă. Bildad aici este un pic agnostic, adică este cumva împotriva, mă rog, cunoașterii de orice fel, nu putem cunoaște, ceea ce e adevărat din punct de vedere tehnic, filozofic, teologic, sigur că e adevărat, iar după Elifaz și Bildad ar fi urmat Sofar, care, surpriză, nu mai rostește niciun discurs. Sofar măcar a avut atâta minte cât să vorbească numai de câte ori. De două ori. Că are minte cine vorbește mai puțin, nu cine vorbește mai mult. Și iată-i pe aceștia trei, în trei runde, cam ce aduc ei în dialog, cam ce îi spune ei la Iov, cam unde duc ei lucrurile. Dacă ar fi să punem un singur cuvânt asupra acestei prim părți a întâlnirii cu prietenii, acel cuvânt, puteți să-l notați, este retribuție. Retribuție. Ce înseamnă retribuție? Înseamnă că privim spre lucrurile spirituale și mai ales privim spre suferință, suferința umană, din perspectiva simplă, tehnică, aproape fizică, adică perspectiva cauză și ce urmează după cauză? Efect. Prin urmare, dacă avem o suferință, avem păcat. Ucenicii gândeau la fel. Orbul din naștere. Cine a păcătuit el? Sau părinții lui? Dar cum să păcătuiască el dacă s-a născut orb? Adică, înțelegeți, acolo e până la urmă ceva ilogic. Dar nici nu mai contează logica. La un moment dat, logica nu mai contează. Păi cine a păcătuit? Evreii gândeau la fel. Și nu numai evrei. Retribuție înseamnă să ai o gândire scurtă, îngustă, reducționistă, rudimentară, jalnică. În care să crezi că tot răul care îi se întâmplă cuiva, sau ție, sau cuiva, le mai ușor să faci analiză pe altul, are în spate ceva ascuns, ceva misterios. Și că tot necazul din viața unui om, unui creștin, unui om serios care umblă cu Dumnezeu, care se străduiește să facă binele și nu răul, că tot necazul din viața lui, pierderea, nu știu, cancerul, da? Dizabilitatea, situația aceea, da? În care a ajuns. Că tot necazul acela e o pedeapsă. Toate necazurile sunt o pedeapsă. Nu, iubiții mei. Nu toate necazurile sunt pedeapsă. De altfel, dintre toate necazurile prin care trecem, credeți-mă, nu am timp să explic. Majoritatea nu sunt pedepse, sunt încercări. Nu funcționează după principiul cauză-efect. Iar acelea care sunt pedepse, ca să mă fac bineînțeles, să știți că întotdeauna când ne pedepsește cu adevărat Dumnezeu, ne lasă să înțelegem încă din momentul venirii pedepsei de ce s-a întâmplat. Ne lasă să înțelegem. Nu ne lasă cu întrebarea aceea de ce, de ce, adică să nu vedem nicio legătură între asta și nimic altceva. Ba chiar citeam undeva această explicație, înclin să fiu de acord cu ea. Că o pedeapsă este cu adevărat pedeapsă atunci când asta înseamnă efectul răului pe care l-ai făcut. Nu știu dacă mă înțelege. Deci pedeapsa înseamnă, de fapt, consecința răului pe care l-ai făcut. Aia e pedeapsă directă. Pentru că ai legătură directă cu căderea, cu păcatul, cu ce ai făcut. Nu toate sunt de la Dumnezeu sau de la diavolul în viață. De ce le suim atât de sus și ne facem o durere suplimentară? De ce îl implicăm pe Dumnezeu în toate care nu sunt nici ale lui, nici ale diavolului, mă refer ca intervenție directă, ci sunt ale vieții? Dacă părinții mei au suferit de o anumită afecțiune sau unul dintre ei, iar eu mă trag din ei, medicii îmi spun că și eu s-ar putea să am în timp aceeași boală, nu? Iar eu, în mod profilactic, o iau din vreme, că dacă pot să amân boala sau dacă pot să o rezolv, să nu am niciodată. Iar faptul că eu o iau din vreme, dumneavoastră vă rog să nu mă judecați pentru asta, adică să nu mă judecați, să nu mă vedeți firesc, lumesc, să nu mă vedeți așa.
Pentru că asta nu ține nici de Dumnezeu, nici de diavol. M-ați înțeles? Boala aceea care eu o port în mine, oricând se poate declanșa, ci ține de ereditate, care nu e Dumnezeu, nu e diavol, e viața însăși. Și alte exemple se pot da. Fragilitatea noastră emoțională, depresia, pentru care unii dintre noi iau tratament medicamentos, pentru că nu se mai poate altfel. Bolile psihice pentru care există diagnostice clare, tratamente clare. O ramură a medicinii care numai cu așa ceva se ocupă. Dragii mei, toate acestea, nu pe seama diavolului sau a lui Dumnezeu, de îndată ne grăbim. Ele au legătură cu mediu, cu cauze multiple, cu anumită fragilitate, un anumit fel de a fi, care țin de viața însăși. De ce suim toate la Dumnezeu sau le coborâm în adâncurile iadului și ne facem mai multă suferință? Pierdem pe cineva drag, poate la o vârstă prematură. Când se întâmplă la o vârstă prematură, e fie o boală incurabilă, fie un accident. Și îl întrebăm pe Dumnezeu de ce ni l-a luat sau pe diavolul de ce ni l-a luat. Câte vreme a fost o imprudență sau poate a fost total nevinovat, dar un nemernic sub influența unor substanțe a intrat pe banda mea. Eu mă duc pe bandă civilizat cu, presupunem, cu viteză corectă. Poftim. Uite, mă străduiesc cu viteză corectă. Și vine unul și intră pe banda mea și mă face praf. De nu mai aveți ce culege de mine. În fine, să vă culegem ceva și puneți acolo și se va face ceva, sper, elegant. Dar vă rog să nu vă apucați să vorbiți că Domnul, că diavolul, că vă rog, dacă aveți ceva cu cineva, să-l găsiți pe nemernicul ăla de care vă spun. Nu vă atingeți de el, evident. Dar spuneți-i, băi, ai curmat ceva interesant, să știi, adică să nu uiți toată viața ta. Potolește-te, nu mai consuma din alea, că ai curmat ceva ce ar fi trebuit un pic să mai continue, știi? E omenesc. E de-al vieții. E dramatic de-al vieții. Da, prietenii lui Iov erau cu retribuția. Prietenii lui Iov atâta știau, că nu se poate să nu fi făcut tu ceva. În întâlnirile vieții, dragii mei, cei mai mulți din jurul nostru, când trecem prin necaz, printr-o dramă cunoscută, sunt ca prietenii cui? A lui Iov. Chiar dacă nu ne spun, gândesc ei că am făcut noi ceva. Într-o sinteză, în dreptul lui Elifaz, vă dau niște supranume, în dreptul lui Elifaz treceți indecisul, Elifaz este indecis, adică e cumva instabil, când e blând și empatic, când devine acuzator, adică azi te laudă, ăsta e Elifaz, interprete. Azi te laudă, mâine ce face? Te condamnă, te simți foarte bine, poi mâine ar te laudă, adică nu te simți cu el în siguranță. Mai bine ar fi numai pe o parte, să te condamnă. Bildad este intransigentul. Toate intervențiile lui sunt justițiare, nu face nicio concesie, nu acordă circumstanțe atenuante. Intransigentul. Aveți asemenea prieteni, eu am. Și Țofar este insensibilul. Ăsta parcă e piatră, gândești că ăsta nu e om, gândești că n-are mamă și tată. Gândești că el nu a trecut prin nicio suferință omenească, probabil nici n-a trecut că era tânăr. Atunci ăsta vine direct din carte, domne, din carte tot știm. Și uite, când se adună ăștia sunt majoritatea prietenilor, majoritatea oamenilor cu care noi intrăm în contact. Și între întâlnirile vieții, asta este întâlnirea majoritară, de care nimeni nu scapă. Trebuie doar să dai de greu ca să vezi cum toți gândesc în felul acesta, plutește în aer, retribuție. Cartea lui Iov, să știți că a fost scrisă tocmai ca să lupte împotriva retribuției acestei atitudini atât de greșite. Da, e dureros să știm că mulți dintre cei din jurul nostru sunt așa, dar vă spun ceva mai dureros și apoi mergem la a doua întâlnire. E mult mai dureros că noi înșine suntem uneori cum. Așa. Mă doare când alții gândesc așa, dar mă doare mai mult când identific la mine aceeași gândire.
Dumnezeu să ne ajute să depășim faza aceasta. Cred că ține de maturitate, ca să învățăm că viața are legile ei și că nu e totul de la Dumnezeu sau de la diavolul, ci e de ale vieții. Majoritatea sunt de ale vieții și au cauze cât se poate de naturale, dacă am avea un pic de minte să le studiem. Doi, a doua întâlnire este Iov și Elihu. Iov și Elihu. Dacă vă uitați de la capitolul 32 încolo, mai ales capitolul 32, versetul 6, de acolo încep discursurile, cuvântările lui Elihu, veți vedea că un tânăr, care nu a fost prezentat în carte inițial, ia cuvântul după ce îi ascultă pe toți aceștia și zice și el, ca orice tânăr din toate timpurile, am ascultat perii albi, acum vreau să spun și eu ce? Cine știe cum a zis Elihu, fără să se uite în Biblie? Vreau să spun și eu ce? Gândesc, ca să vedeți că și tinerii gândesc. N-a fost o ironie. Asta scrie în Biblie. Păi dacă scrie, înseamnă că gândesc. Nu întotdeauna vedem noi treaba asta, dar dacă scrie. De regulă ei vorbesc. Dar uite că și gândesc. Spune, vreau și eu să spun ce gândesc. Și începe a cuvânta Elihu. Atâta de bine vorbește Elihu în carte, credeți-mă, numai Dumnezeu vorbește mai bine ca Elihu. Elihu e o surpriză în sensul plăcut al cuvântului al cărții, la care nu ne-am fi așteptat. Unii comentatori merg până acolo încât spun că Elihu nici n-a fost om, ci e posibil că a fost un înger cu chip de om, că s-au mai văzut cazuri. Dacă vă ajută cu ceva, să știți că Elihu este singurul nume evreiesc din carte. Toate celelalte nume nu sunt evreiești, nici măcar numele lui. A cui? A lui Iov. După nume, Iov n-a fost evreu. Sigur că aici avem o altă dilemă pe care doar vreau să vă sugerez ca să nu vă las seara așa de liniștită. Oare când s-au întâmplat toate cele scrise în cartea Iov? Iar datarea cea mai timpurie, cea mai de demult, este pe vremea patriarhilor, Iov contemporan cu patriarhii, dar probabil nu evreu. Și cea mai recentă este secolul 10, evident înainte de Hristos, adică Iov contemporan cu Solomon, din cauza unor indicii din carte. Și atunci, între aceste două date, oricând, putea trăi Iov. Majoritatea, sigur, ca să ne reperăm undeva, majoritatea merg totuși pe varianta aceasta de contemporan cu patriarhii. Iar dacă Iov a trăit atunci, înseamnă că a fost înainte de darea legii, înainte de momentul Sinai, iar dacă Iov, neevreu, și înainte de Sinai, a avut asemenea percepții, asemenea forme de cunoaștere a Divinului, a lui Dumnezeu, dacă a spus cuvinte care și azi ne impresionează pe noi care trăim de după revelația prin Hristos și știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Deci dacă a avut asemenea intuiții, asta spune ceva despre religia naturală. Asta spune că mintea umană e dotată, nu a oricui și nu oricând, dar e dotată cu asemenea putere a intuiției, încât fără texte, fără revelație, știți ce zic, fără învățătură, fără să venim duminical la biserică, să ne tot predice cineva. Omul care e sincer, care vrea, care se curățește, care își șlefuiește și își ascute mintea și intuiția pe calea intuiției, poate să ajungă foarte departe, sau mai bine zis, foarte aproape de cine? De Dumnezeu. Și cu un asemenea om se poate lăuda, paradoxal, cine? Dumnezeu. Asta e o mare smerenie pentru noi toți care trăim după Hristos și care credem că, nu? Că numai noi, că abia acum înțelegem. Patru cuvântări are Elihu. Hai să le survolăm. Prima, 32 cu 6 până la 33 inclusiv, capitolul 33. Ce face Elihu? În această primă cuvântare zice Iov, Dumnezeu este mai mare decât omul. Prin urmare, Iov, să nu uităm, chiar dacă tu suferi, să știi că Dumnezeu rămâne cel mai mare, iar omul rămâne cel mai mic. Dumnezeu e creator, iar omul rămâne totuși o creatură. Diferența ontologică dintre Dumnezeu și om, ființială, structurală, vocațională, da, din toate punctele de vedere, este subliniată de către Elihu într-un discurs inofensiv, care nu e deloc punitiv, nu e agresiv cu un om în suferință. Vă rog să sesizați de la început delicatețea lui Elihu.
Al doilea discurs, capitolul 34. Avem aici o apărare a dreptății lui Dumnezeu, dar să știți că Elihu apără dreptatea lui Dumnezeu mult mai delicat, mult mai frumos, mult mai elegant și chiar mai erudit decât o fac cei dinainte, deși surprinzător, el este atât de tânăr. De fapt, Elihu, ca să spunem așa într-o paranteză, știți ce face? Îi spune lui Iov, hai puțin să luăm presiunea de pe tine și de pe cazul tău și să vorbim mai în larg, să vorbim mai în mare, mai conceptual, mai teoretic. Ați auzit bine, mai teoretic, nu numai despre necazul tău. Că știți că omul când e în necaz nu mai vede numai ce? Necazul lui. Slavă Domnului că mai apare câte un Elihu care ne deschide un pic orizontul. Nu că ne rezolvă necazul, nu-l rezolvă, nu ne dă răspunsurile, numai ne arată să privim un pic mai în larg. Este acea diferență între eveniment și fenomen. Sper că știm să o facem. Eveniment este ziua în care primești diagnosticul de o boală incurabilă. Ziua aceea când simți că cerul cade pe tine. Ăla e eveniment. Dar drama pe care o trăiești în ziua aceea, o trăim, intensitatea, nu se va mai repeta după aceea niciodată. Pentru că cu fiecare zi te acomodezi cu diagnosticul și procedezi în consecință. Deci evenimentul e ziua aceea. Sau evenimentul este ziua în care unul dintre copiii tăi ajunși adulți, deci trecuți de 18 ani, îți spune, nu mai merg la biserică niciodată. Sunt adult, sunt de picioarele mele, nu voi urma această credință. Unii chiar pot să spună, nu cred în Dumnezeu. Chiar dacă am făcut toate până la această vârstă, cu cumințenie, v-am ascultat, nu v-am făcut de râs, dar s-a încheiat. Și toată investiția pe care tu ai făcut-o ca părinte, nu? În el, îți dai seama la un moment dat că poate să fie nulă pentru că el anulează asta și nu poți să faci nimic pentru că este adult. Vorbim de copii adulți care pot să nu urmeze așa cum pot să urmeze. Pot să schimbe confesiunea sau pot să iasă din orice confesiune și să meargă cu totul pe un alt drum decât mergem noi, familia, în continuare. În momentul în care se întâmplă asta, simți că cerul cade pe tine. E eveniment. Dramatic. Sau ziua în care afli, fără dubii, că soțul te înșală. E infidel. Sau soția. Fără dubii. Ziua în care recunoaște el însuși lucrul acesta sau ea însăși. Simți că cerul cade pe... Sau ziua în care se stinge cineva drag, aparent din senin. Poate chiar dintr-un accident subit. Simți că cerul cade pe tine. Ăla e eveniment. Iar după eveniment urmează fenomen. Știți ce e fenomenul? Fenomenul e tot restul vieții care curge după acel eveniment. În timp, nu te va mai durea cu aceeași intensitate. Rana se cicatrizează. Rămâne o zonă sensibilă, dar se cicatrizează și în timp, după aceea, te vei gândi mult mai în larg. Nu ca eveniment, ci ca fenomen. Te vei gândi la bolile incurabile, la alți bolnavi. Te vei gândi la alți copii din biserică care au ales o altă cale și vei zice, Dumne, e un fenomen, adică ia să văd fenomenul. Va fi mult mai complex. Îți vei pune întrebări legitime. Cum se face că îi ținem 20 de ani și apoi nu mai vor să audă de noi? Oare unde am greșit? Poate am greșit. Poate greșim. Poate chiar și în seara asta greșim. Fără să vrem. Înțelegeți? Poate nu ăsta e sistemul adevărat de închinare. Deși ne place să credem că acesta este. Poate ceva lipsește. Ori poate e natural ca nu toți să rămânem pe aici. Și unii pleacă, alții, paradoxal, ce fac? Vin în același mediu. Te preocupă fenomenul credinței și a necredinței, care nu e un subiect mare pentru oricare minte de aici. Plecarea cuiva drag de la eveniment devine fenomen, te vei gândi la moarte, nu la moartea lui, a ei, ci la moarte în general. La ce produce moartea? Ce e cu fenomenul acesta? De fapt, să știți că Elihu prin asta e mare. Că Elihu, de fapt, mută de pe eveniment, pe ce am zis? Pe fenomen. Și zice, hai să ne uităm un pic în larg, la fenomen. Al treilea discurs al lui Elihu, capitolul 35, revendicarea lui Iov de a avea dreptate,
pune la îndoială dreptatea lui Dumnezeu. Și aici e o subtilitate pe care vă rog să o prindeți de la Elihu și dacă doar cu asta rămânem, e bun. Elihu, de fapt, îi zice cu multă delicatețe, Iov, eu nu te acuz că tu ești un om păcătos, tu ești mai sfânt decât mine. Tu ești un exemplu pentru mine, Elihu, Iov, ca vârstă și ca caracter, comportament, etc. Iov, eu nu te acuz de nimic, dar te-am auzit cum ai vorbit, provocat de prietenii tăi. Ai grijă nu cumva să-L superi pe Dumnezeu, nu pentru că ai făcut ceva, tu ai făcut numai bine, să nu cumva să-L superi pe Dumnezeu prin atitudine, prin felul cum vorbești, cum ai vorbit, cum îți iei tu apărarea, înțelegeți? Elihu merge unde n-au mers ceilalți și cred că acest cuvânt l-a sensibilizat pe Iov și a zis, Iov, mă tem pentru tine pentru că apărarea ta, la un moment dat, e atât de incisivă, atât de caustică, atât de dramatică uneori, încât nu cumva să-L supere pe cine? Pe Dumnezeu. Apărarea ta, viața ta e bună. Și ultimul discurs, capitolul 36 și 37, natura relației lui Dumnezeu cu lumea, în care Elihu vorbește despre cum relaționează Dumnezeu cu lumea în mare, în sens cosmic, în sens istoric. Spre deosebire așadar de cealaltă întâlnire cu prietenii, prima despre care vă vorbeam, dacă în dreptul acelora am trecut cuvântul retribuție, puneți vă rog în dreptul lui Elihu un alt cuvânt pe care l-am putea numi reflecție. Reflecție. Elihu nu aduce răspunsuri. Elihu nu vine cu triumfalisme. Fă așa și va fi bine, serios. De unde știi că va fi bine? Sunt care au făcut așa și n-a fost cum? N-a fost bine. Cine-ți dă banii înapoi? Că de obicei cine te manipulează e un musafir. Care vine și apoi ce face? Ce face un musafir? Pleacă. Umblă după el să-ți dea banii înapoi. O parte din suferința noastră e o suferință artificială. Noi ne-o creăm din cuvinte. Elihu nu vine cu marfă ieftină, cu triumfalisme. Elihu zice... Cu ce te pot ajuta, Iov, este să reflectăm, nu? Să ne gândim, să cugetăm, să medităm. Să punem în discurs cât mai multe noțiuni frumoase, retorice. Nu soluții, mă înțelegeți, ci să-L aducem pe Dumnezeu cumva între noi, în dialogul nostru, dar într-un mod reflexiv. Reflexiv. Da, în mediul nostru mă doare, și pe mine mă doare, ca și pe colegii mei. Reflexia e vorbită de rău. Nu? Reflexia, ai vorbit de rău. Cum adică reflexie? Noi vrem lucruri de care? De care vrem? Mă, nu mai vrem nimic. Foarte bine, să nu mai vrem nimic. Vrem lucruri sigure. Noi vrem să ni se spună că 1 plus 1 fac 2, că de acolo vine, că de acolo s-a întâmplat. Serios? Cine poate spune așa ceva? Îmi place de Elihu că e reflexiv. El zice, în loc să ne întrebăm și să ne biciuim, Iov, în loc să te acuz eu pe tine și tu să mă judești pe mine, hai să reflectăm, hai să ne bucurăm din cuvinte, din imagini, de măreția lui Dumnezeu, care rămâne pe tron, care te încearcă, dar nu te uită. Elihu a înțeles ceea ce noi înțelegem greu, unii dintre noi nu vor înțelege niciodată, din păcate, că relația cu Dumnezeu nu e atât de personalistă cum o privim noi, personalistă, eu și Dumnezeu, restul nu mă interesează, serios. Că ceea ce ni se întâmplă în viață nu trebuie spiritualizat totul, nu trebuie totul spiritualizat. Unele sunt omenești și vor rămâne omenești, pământești și rămân pământești, dar nu înseamnă că-s de la diavolul. Înseamnă doar că ce seamănă omul aceea va secera. Ne încurcăm în discursuri. Într-un fel, ne încurcăm în discurs, ne încurcăm în cuvinte, ne creăm o suferință suplimentară, că nu-i viața destul de grea, o facem să fie mai grea. Reflecție. Ultima întâlnire, dragii mei, și care sper să ne aducă bucuria deplină, dar înainte de aceasta, mai vreau să precizez odată, cred că am spus, oricât de mulți prieteni ai avea ca ea din prima categorie, să știi că atunci când treci prin necaz, fii atent, Dumnezeu rânduie lângă tine câte un... Elihu, care poate fi o persoană, o carte care scade în mână la momentul potrivit, un material de pe internet, o predică,
o întâlnire, o conferință, o, mă înțelegi, ceva, da? O prietenie, o relație, o întâlnire, ceva care stă sub semnul lui Elihu. Asta e o veste bună. Dar vă dau o veste și mai bună. Hai nu numai să credem asta, ci hai să ne dorim să fim noi înșine uneori cine? Elihu. Să ne ajute Dumnezeu. A treia și ultima întâlnire, Iov și prietenii, 2, Iov și Elihu, 3, Iov și Dumnezeu. Pentru că în cele din urmă, Iov se întâlnește cu cine? Cu Dumnezeu. Dumnezeu ia cuvântul, iar iată, întâlnirea cu Dumnezeu este maximă, este orice, sau cum să spunem, este întâlnirea cea mai înaltă de care poate avea parte omul. Iar Dumnezeu ia cuvântul și rostește două cuvântări, asupra cărora nu insist, vă spun doar subiectul pentru fiecare, iar aceste două cuvântări sunt nu răspunsul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i răspunde lui Iov, adică nu ne imaginăm că vine lista cu întrebările lui Iov, pe care deja o știm, și apoi unul la unul Dumnezeu se răspunde. Dumnezeu nu răspunde la întrebări. Doamne, cât am spus eu în seara asta aici, ce bine că vin rar. Că doar mai degrabă vă stâng Duhul decât să vi-l aprind. Sau poate că e bine să auzim și adevărul din când în când. Dumnezeu nu-i răspunde la Iov la întrebări. Mă refer punctual, știți? Punctual. Nu-i răspunde. Plecând de aici, de la alte exemple din Biblie, directe sau indirecte, eu trag concluzia, cel puțin pentru mine, că Dumnezeu nu răspunde unul la unul la întrebările omului. Mă refer unul la unul, înțelegeți, vă rog, ce spun, că sună blasfemiator. Adică unul la unul. Adică oricât de sigur suntem de ceva, tot ne întrebăm dacă e bine ce facem. Mă înțelegeți? Adică tot că suntem atenți să căutăm călăuzirea în continuare a cui? A lui Dumnezeu, pentru că cine are certitudine 100%, ăla e un om cu probleme, adică cum să ai? Facem lucruri bune și ne întrebăm dacă le-am făcut bine, nu? Dar lucruri discutabile. Nici Biblia în textul ei, Biblia ca text, Biblia e un text, nu are întrebări, nu, iertați-mă, nu are răspunsuri unul la unul cu întrebările noastre. Nu, nu are. Căutăm noi versete și le potrivim. Asta e meșteșugul nostru. Ridicol uneori. Biblia are, dar nu răspunsuri, are altceva, dar deocamdată nu vă spun ce. Dar are altceva, ceva mult mai mult decât răspunsuri unul la unul. Ea altceva vrea să facă cu noi. Dumnezeu are două discursuri. Primul, capitolul 38, 39 și 40 până la 5. 38 cu 1, 40 cu 5. Iar în acest discurs, Dumnezeu îl ia pe Iov și face cu el un tur al creației, purtându-l prin tot cosmosul, arătându-i misterul, minunea, frumusețea, puterea lui Dumnezeu în creație, Dumnezeul Creator, și îl poartă peste tot și arată fiara din mare, da? Arată fiara mării, arată fiara terestră, cei doi moștri, unul marin, unul terestru, care vor reapărea, unde credeți? În Apocalipsa, cu fiara din mare și fiara terestră. Și arată totul și arătându-i, Dumnezeu îl întreabă pe Iov, Iov, când am creat eu toate acestea, unde erai tu? Într-un mod ironic, Dumnezeu parcă vrea să-i spună lui Iov, să mă ierți că ți-am luat-o înainte, să mă ierți că le-am creat toate înainte ca să vii tu. Trebuia să te aștept, iartă-mă, acum am făcut-o, am comis-o. Și Iov ce zice? Iov zice, de ce nu m-ai așteptat? Îl mai ia la rost pe Dumnezeu? Îl vede mare, cu monștrii aceia cu tot. Și pe el se vede cum? Mic. Al doilea discurs, 40 cu 6 până la 42 cu 6, unde noi am citit. Aici este mai subtil, aproape mai ironic Dumnezeu. Și dacă veți citi, veți vedea că Dumnezeu îi zice lui Iov ceva de genul, da, Iov, se pare că am greșit cu tine, și nu știu cum să-ți răspund la întrebarea de ce am îngăduit lucrul ăsta, pentru că tu chiar ai parte de un rău gratuit, se numește asta. Adică tu chiar n-ai făcut nimic pe măsura răului pe care l-ai pățit. Clar. Iov, nu știu, dar într-adevăr am fost nedrept cu tine, recunoaște Dumnezeu în subtextul acestui pasaj, și apoi îi face marea provocare lui Iov, zicându-i, Iov, ce-ar fi
să fii tu Dumnezeu pentru o zi. Nu scrie chiar așa, dar asta e ideea. Ce-ar fi să te pui un pic în locul meu? Haide, poftește! Așează-te pe tron, la pupitru de comandă și te rog, fă tu dreptate în lume, ca să vezi tu cât e ușor să faci dreptate în lume. Să vezi tu cum când îndreptățești pe unul, nedreptățești pe celălalt. Și că orice lucru are două părți, mereu. Mereu. Și Iov face pasul înainte și zice, de când așteptam să mă așez pe tron? Așa face. Face pasul înapoi și ce zice? Urechea mea, versetul 5, ca 42, auzise vorbindu-se despre tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut, ochiul interior. Ce se întâmplă când te-am văzut? De aceea mi-e scârbă de mine. Și ce fac? Mă pocăiesc în țărână și cenușă. Cum sună cuvintele mă pocăiesc în gura unui om cu care se laudă cine? Aici am vrut să vă aduc, îmi cer iertare că mi-a luat un ceas. Problema e la mine singur. Cum adică mă pocăiesc? Câte vreme n-am făcut nimic? Rău. Cum adică mă pocăiesc? Iubiți frați și surori, dacă la prima întâlnire ați trecut retribuție și la a doua reflecție, treceți la a treia revelație. Revelație. Pentru că Iov nu primește răspuns, dar primește revelație. Iov nu-și completează lista, caietul. Iov nu se ia de gât cu Dumnezeu, cum Arghezi în psalmul lui a zis să te dobor din cer grămadă. Să te văd, să te pipăi, Arghezi, și să urlu, este. Iov în cele din urmă capitulează. Iov are parte de revelație, de prezența lui Dumnezeu. Universul lui interior, mental, spiritual, sufletul lui se umple de lumină, dintr-o dată se umple de lumină. Da, boala e încă pe el, sărăcia e pe el, copiii nu mai sunt, dar Dumnezeu este. Dar Dumnezeu umple tot universul lui interior, că mare e Dumnezeu. Greu de ajuns la el, recunosc, dar mare e Dumnezeu. Când Iov spune, mă pocăiesc, știți ce spune? În primul rând, eu cred că spune, mă uimesc. Doamne, mă pocăiesc înseamnă mă uimesc, ceea ce înseamnă că pocăința nu are doar o conotație morală. A te pocăi nu înseamnă doar a renunța la păcate, la grosolănii. Nu, aceea e numai o fază a pocăinței, poate prima, poate desprinderea. Pocăința e mult mai mult decât moralitate, vă rog, e mult mai mult. În primul rând este uimire. Iov zice, Doamne, de acum înainte te voi avea mereu pe tine necurmat înaintea ochilor, fie că rămân sărac, fie că rămân bolnav, fie că voi trăi puțin. Nu știa Iov ce se va întâmpla după aceea, dar a zis, orice s-ar întâmpla, Doamne, mă las fascinat de tine. Mă pocăiesc înseamnă mă smeresc. Da, Doamne, mă smeresc și n-are să mai vorbească gura fără de mine. Da, Doamne, chiar dacă am dreptate uneori, mi-am dat seama că apărându-mi dreptatea mea, neprihănirea mea, te-am supărat pe tine, chiar dacă aveam dreptate. Mă smeresc, Doamne, în smerenia aceea profundă. Și trei, mă pocăiesc înseamnă mă cumințesc. Mă fac băiat cu minte. Cu minte am fost și până acum, dar acum mă fac mai cu minte. Atent am fost și până acum, dar acum mă fac mai atent. Până acum am fost atent în linii mari și mi-au ieșit lucrurile și sunt cum trebuie, am un caracter frumos, sunt o pildă pentru alții. Acum vreau să fiu atent la detalii, la subtilități, acum vreau să merg la alt nivel cu pocăința mea. Pentru că cu adevărat, cea mai înaltă întâlnire pe care o poate avea un om și noi oricare de aici, e în planul credinței nevăzut, dar real, întâlnirea cu Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să ajungem până acolo. Amen. Și dacă ne întâlnim cu El aici, în orizontul credinței, nu e deloc ușor, nu e deloc ușor, dar dacă reușim, avem deja o arvună, avem deja un avans, avem deja o siguranță, că atunci când vom pleca de aici, îl vom vedea așa cum este. Adă Doamne ziua aceea. Întâlnirile vieții înseamnă că prietenii
îi vei avea mereu din prima categorie. Dumnezeu nu îi anulează. Ei vor fi mereu acolo. Te rog, obișnuiește-te cu ei. Și tu ești ca ei uneori. Elihu apare și el ca un înger, ca să vezi că totuși nu e așa de rău pe lume și că mai este câte cineva care e un pic mai reflexiv. Și nu uita, printre prieteni și Elihu, dar mult deasupra lor și într-o altă dimensiune a relației, rămâne Dumnezeu, de care inima noastră să se atașeze și pe care să ni-l dorim, cu care să ne umplem toată viața noastră, toate năzuințele noastre. Amin.